ansamblu. Vor fi practic doar două schimbări în componența finalistelor. La Măciuci va concura printre celelalte șapte Ana Kamenshchikova din Belarus, iar la panglică Margarita Kolosov din Germania. Până acum finalele au fost câștigate, finalele individuale, de reprezentanta Bulgariei Boriana Kalein, care își exprimă în acest mod intenția de a lua o medalie cât mai strălucitoare și la campionatele mondiale care vor începe peste mai puțin de două săptămâni în Japonia. Italia, așa cum ați putut observa în transmisiune directă, ansamblul Italiei a făcut contestație. S-a modificat nota la dificultate pentru exercițiul cu 5 mingi, 39, noul punctaj, 39 de puncte, 7 la dificultatea corporală, 32 de puncte la dificultatea cu obiectul. Se află în întrecere la distanță, să spunem așa, cu ansamblurile Bulgariei, care a obținut 50 de puncte la Grand Prix-ul de la Marbella, și cel al Rusiei. Boriana Kalein este prima dintre finalistele de la Măciuci. Începem finala la o finală Măciuci, în care va concura prima și Andreea Verdeș, Bulgaria, Boriana Kalein. Kalein a obținut și ieri cel mai mare punctaj din concurs la Măciuci, 27.550. Execuție foarte bună a Borianei Kalein, al cărei vis este o medalie olimpică la Jocurile din 2024 de la Paris, după ce a fost a cincea la Tokyo. Boriana, și-a dat seama că se poate să rămână în topul mondial. Ieri a câștigat titlul la individual compus și drumul spre Tokyo, spre cum Paris trece pentru Boriana, iată, pe la Cluj, unde domină categoric această etapă de Cupa Mondială Challenge. Așteptăm nota ei. În 2019 a făcut un tur de forță pe la cupele mondiale. Anul acesta, din cauza
organizării și a Jocurilor Olimpice și a Cupelor Mondiale la care s-a obținut calificarea pentru jocuri. Boriana nu a participat la întrecerile Challenge decât aici, la Cluj. 26 de puncte, 750 de mii. Franța, Mael Mie. Cu aproape un punct, mai puțin decât ieri. Franțuzaica Mael Mie. Un concurs foarte bun și pentru ea aici în România. Singura ei finală, o gimnastă de 17 ani, a reușit să se claseze la individual pe locul al 8-lea, cea mai bună performanță a sa, a doua cupă mondială la care participă după cea de la Sofia de la începutul acestui an. Mai are 17 ani. Îi place să asculte muzică, merge la cumpărături, petrece timp mult cu prietenii. A avut cel de-al 8-lea punctaj în calificări la Măciuci, 22 de puncte, 950 de mii. Mie va reprezenta Franța la campionatele mondiale. Mai l-am primit pentru exercițiul cu Măciuci, 22.950. A avut cel de-al 9-lea rezultat, fiind prima rezervă și la cerc și la panglică. Sofia, earlier this year. This is her first World Challenge Cup. Mael Mie from France. Își dorește foarte mult să ajungă la Jocurile Olimpice de la Paris. 23.400 punctajul lui Mie. 400 for the close greeting of Mael Mie. Următoarea concurentă reprezintă Italia, Milena Baldassari. De puțin medalia la cerc, speră să urce pe podium la Măciuci, Milena Baldassari din Italia.
Milena Baldassari. O tehnică bună. De fiecare dată, prin exercițiile sale, spune o poveste. The first Italian to win a silver medal at the individual world championships. That was in the ribbon final of the worlds in Sofia 3 years ago in 2018. Milena Baldassari, she's 20 years old. În calificări ieri 25-450, aproape 17 la dificultate. Milena Baldassari are 20 de ani. Deși nu întotdeauna acumularea zecimilor la dificultate exprimă muzica sau tehnica sau povestea gimnastei pe covor. Am văzut și la Nenkova acest lucru. A fost impresionată ieri când i s-a cântat la mulți ani și a primit un superb buchet de flori din partea organizatorilor. 25-750, punctajul pentru Milena Baldassari, este a doua după Calei, 17-100 la dificultate. Daria Trubnikova în căutarea primei victorii aici la Cluj. Excelează în elemente preacrobatice. Trubnikova anul trecut la Măciuci acum 2 ani la Măciuci a ocupat locul al 4-lea la Cluj. Acum își dorește, dacă nu o victorie, măcar un loc pe podium. Not only gold there, but also a silver medal in the ball final. Foarte mare presiune pe umerii săi în condițiile în care concurența pentru a le înlocui pe Dina și Alina Averina va fi acerbă în echipa națională a Rusiei. Anul acesta, Daria a obținut locul întâi la individual compus și doi la minge la Cupa Mondială de la Baku din Azerbaijan. Punctajul Dariei este în acest moment a doua.
17-100 la dificultate, aproape 5 la dificultate corporală. Și din nou, o nouă finală pentru Andreea Verdeș. Și aplauze pentru evoluția sa și în finala la Măciuci. Andreea Verdeș. Verdeșica nu se dezminte, demonstrează că este cea mai în formă gimnastă din România la acest moment. Was a finalist with clubs in the World Cup in Baku, not only with clubs, but also with women. La Cupa Mondială de la Baku din acest an a fost a 8-a la Măciuci și a 6-a la Panglică. A fost un concurs în care s-au acumulat puncte pentru calificarea la Tokyo. Campionatele europene, locul 14 individual compus, în 2020 la Kiev, locul 10 individual compus. Iar la Jocurile Europene de la Minsk, locul 9. 24-150 punctajul Andrei, a patra în acest moment. Următoarea concurentă reprezintă Belarusul și se numește Anna Kamenshchikova. Singura finală pentru o reprezentantă a Belarusului, Anna Kamenshchikova. Come on.
Kamenshikova din Belarus. Anna Kamenshikova of Belarus. A noua în clasamentul individual, Anna calificată în această finală cu al șaptelea punctaj, 3:23.900. Vladivostok, which is the complete other side of Russia. She lives in the midst now of the capital of Belarus, 18 years old, and she was a finalist at the Youth Olympic Games in Buenos Aires. Anna Kamenshikova. Anna are 18 ani. S-a născut la Primorski Krai, în partea de sud-est a Rusiei. Se pregătește la Centrul Olimpic de la Minsk. Antrenată de Marina Lobac, campioană olimpică în 1983. 23 de puncte, 150 de mimi pentru Anna Kamenshikova. Însoțită aici, la Cluj, de Lyubov Cherkashina, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. O invităm încă două finaliste, prima dintre ele, Irina Anenkova, Rusia. Irina Anenkova din Rusia a mascat câteva ezitări. A reușit să ducă la capăt un exercițiu de dificultate mare, un exercițiu care poate aduce încă o medalie aici, la Cluj, după argintul de la cerc. O opțiune muzicală puțin atipică pentru un exercițiu la măciuci al Irinei Anenkova, dar foarte, foarte bine interpretat, cu o componentă artistică deosebită. O gimnastă cu experiență, 22 de ani, campioană olimpică de tineret în 2014 la Nanjing. Un punctaj de peste 25 ieri în calificări pentru Anenkova, mai precis 25.650. O repetare a acestei note ar urca-o pe podium. Iar în finala de la cerc a obținut medalia. Încă o finalistă la măciuci, Tatiana Volojanina din Bulgaria. Analis Drăgan, micuța noastră gimnastă de doar 16 ani, a doua rezervă pentru această finală.
Interesant cât va conta, de urmărit cât va conta pentru Irina Wiener concursul bun reușit de Anenkova la Cluj în aceste zile. One more competitor in this club's final here at the World Challenge Cup in Cluj-Napoca. But of course, we first need the score of the exercise of Irina. 26.500. Aproape 9 la execuție pentru Irina Anenkova. 26.5. Fără să lase mai prejos dificultatea, o notă foarte bună, 17.700. Doar două gimnaste au trecut de 26 de puncte la Măciuci, Anenkova, care este a doua, și Boriana Calei. Să vedem cum se va încheia clasamentul după evoluția bulgăroaicei Tatiana Volojanina. Janina, născută în Rusia, concurează pentru Bulgaria, dar nu cred că va intra în lupta pentru o medalie, în condițiile în care pe primele trei locuri sunt Boriana Calein, compatriota sa, și rusoaicele Irina Anenkova și Daria Trotnikova, toate trei cu punctaje foarte bune, prinse între 25.800 Trotnikova și 26.750 Calein. In Spain in 2018, Tatiana Volojanina. A cincea în clasamentul individual ieri, a avut al șaselea punctaj la Măciuci, 24.150. Locul 7. A fost prezentă de asemenea la Tashkent, la Cupa Mondială, unde s-a clasat pe locul 9 individual compus, pe locul 6 la minge și locul 5 la Măciuci. De asemenea și la Cupa Mondială Challenge de la Minsk. I-a prins bine această competiție înaintea campionatelor mondiale Tatianei. Mare timp să pună la punct unele mici probleme pe care le-a avut în timpul exercițiilor.
se va reîntoarce în sala din Sofia pentru... Aș pregăti cele patru integrale, 25-300, punctajul Tatianei Volojanina. De fapt, am început să mă antrenez a cincea, în finala de la Măciuci. Deși la sală mi-a fost teamă să încerc și eu, am fost impresionată de ceea ce am văzut, iar acasă am încercat să repet ceea ce am văzut în timp. Aur, așadar, pentru Boriana Kalein, argint pentru Irina Nenkova și bronz pentru Daria Trubnikova, Andreea Verdeș, locul al șaselea în această a treia finală a ei, de aici, de la Cluj. Urmează în câteva minute ultima finală individuală, cea de la Panglică. Trecem prin studio și revenim. Irina Nenkova, argint și Daria Trubnikova, bronz. Ne dorim un oraș mai verde și mai puțin aglomerat. Așa că, la Cluj, zilele de vineri înseamnă de acum transport public gratuit. Primăria Cluj-Napoca implementează în premieră un program